Eccolo. Parlo proprio così che la sposta così. E se adesso se non mi fa lupo faccio. Adesso devo venire in proprio. E che c'è scritto che andà, no, fosse inventato che tre dacci, no, fosse solo di che tre. Iniziamo. C'è scritto che andà, che era un simple box. Care avea niște bucăți de piele sau scos în cutărat de vânt și apare undeva în Asia pentru populațiile nomade de acolo. Luptătorii aia erau la cașul rare și aveau nevoie să vadă în fiecare clipă direcția și viteza vântului. Treptat, încep să urmeze capul vântului și se ajunge la tot felul de capete de animal. Finlandul acesta ajunge la un dat și în Europa, este preluat de către sarmați, de către daci. Avem preluat de trupe auxiliare care sunt luate de romani și duse inclusiv în Britania și este folosit până în Evul Mediu și în Europa și în Asia. Acest investigat este foarte celebru, fiindcă avem foarte multe reprezentări ale lui pe coloana creală în mâna dacilor. Din păcate, în Dacia nu s-a descoperit nici măcar o singură piesă arheologică de acest tip. Există o singură piesă găsită undeva în Germania, în un castru roman, și nu seamănă absolut deloc cu ce este pe coloana creală. Deci, cu siguranță, aparține unor trupe auxiliare din armata romană. Sursele antice spun că în umbra apului exista o gaură și era așa de către cavalerie, vântul intra în gura animalului, era coada, care era făcută tot din care s-o ustofă, și astfel se crea un buie prelung care îți speria caii amici. Am încercat chestia asta, ăsta nostru nu buiește. Ori nu-i făcut cu grele, după cum îl făceau dacii, ori nu mai avem vântul ăla care fac cu 2000 de ani. Bun, comandantul, da! Comandantul nostru, da? Un luptător destul de greu în urmă. Un dac mic și rău. Arma principală la lanță, probabil că era lanță, și la cavalerie, și la arterie, numărul foarte mare de vârfuri de lanță găsit pe cardiologie, ne duc spre această concluzie. Luptătorul nostru are 10 lanțe, cu care putea să lupte și de aproape și putea și să lupte, depinde de dimensiunea armei, sunt unele mai mici, sunt unele chiar foarte mari și foarte grele. Care e element defensiv? Este un scut mare ovat, cu margine metalică, și cu acel umbo în centru, o piesă care nu numai ca apă rămână, dar poate fi folosită foarte bine și pentru lucrări stomatologice asupra inamicului. Pe cap, are voi să vă capturat de la un roman care și-a pierdut capul în față de capului nostru și a fost tunat. I s-a pus o apărare, o apărătoare de ceapă din sos. În preajmă războiul dacă română, bună parte din echipări, dacă era de fapt în proveniență romană, probabil nu unul sunt de dat, dacă erau învățați de coșuri, sau chiar arme romane, fiindcă, așa cum știm, regatul dacă era un regat de intrare al Romei, iar Romei era obligată să primită nu numai specialiști militari, ci și armăvei și echipamenti din Dacia. Armura pe care o poartă la nivelul rus este una compozită din zale cu soț. Armura care are undeva la 12 kg, ceva de genul. Și în mână dreaptă, un fals. Acest este falsul tăcii. Am absolut superbă și sinistră de același timp. Una din cazurile care au dat atâta pierde și răni soldaților romani, cât autorii romani încă menționează la multă vreme după războiul dacă romane. O să vedem un lucru, acest este un fals de o mână, mai sunt și cele de două. Cele cazuri în care fals cineva pierdut sau ar trebui să prezicesc prin amicu, un astfel de pugnal era foarte bine. Un echipament mai elaborat.
Care dreapta, colegul nostru Manuel Tomaș de Zale, tutul Poval, un colegi care este de experiență sarmatică și o armă prelată de dată de la Germania, ce este un sax, ce este o spadă scurtă, unde este o singură parte și o vârf ascuțit, o... cum să zic? Tablă cu satârul, așa la modul de folosire, este și de răpus, dar la modul de lovit. Este o armă destul de grea, care face daune. Trebuie el, o spate de tip celtic, spate mai lungă, cu un coi care apare inclusiv la populație de sudul Rene, care armura fermentată din piele este luată de pe columna traiană, astfel de armura apare pe sudul columnei. Am uitat să lui, aproape toate echipamentele și armele noastre, aproape toată rechizita, undeva peste 95% este făcută de către noi, după piese găsite în arheologie după columna traiană. Din nou scutul, volumul a mai pronunțat un pic. Și o sigla. Sigla este pomenul turcacic. Originea acestei nave este cu tot în lumea tragică, la sud de Dunăre. Foarte multe piese s-au fost găsite la noi. Este un pomenal de diferite dimensiuni. Unele sunt mai mici, altele ajung până la 30-40 de centi. Pe navă au diferite simboluri apotropaice, ochi, arii și așa mai departe. Nu este neapărat ca armă de luptă, este armă mult prea scurtă ca să te poți bate cu inamicul, doar în cazul în care ajungi chiar să te îmbrațe cu el. Probabil că era o armă de sectă sau semn de castă și folosirea ei probabil că era și ritorică. De pe columnă traiană din sursele antice știm că regele de ceva, ultimul rege al Dacii, a folosit o astfel de armă ca să se salveze o doară. Din nou, luptător cu fals, cu o segmentată din piele și un coif celtic oriental, cu o centură din piele, cu o cataramă numită pafta. A fost găsite foarte multe astfel de paftale în lumea Dacii, că sunt foarte ornate. Erau general din fier și cu siguranță că indivizii bogați purtau să-și permite și alte materiale mai scumpe. Ultimul de cel din urmă, un luptător cu cămașă de zale, cu lance, cu scut mic, nu are nevoie de scut, fiindcă odată ce își aruncă lanța din mână, scoate toporul. Și scutul are încomodat toporul. Că, în cazul în care lanța s-a dus, toporul s-a dus, romanul nu s-a dus, trebuie să folosești ceva. Nu fac. Avem și niște materii ușori. Vedeți, în partea dreaptă, un fac de două mâini. Și în stânga, un cosor de două mâini. Din nou, una dintre armele sinistre inventate de daci, una dintre armele care din linia a doua dacică poate să lovească direct linia a doua romană, fără ca cel care folosește această armă să fie atins în vreun fel. Poate să lovească și de sus, sau, dacă vrea să stai în luptă mai repede, lovește pe jos, printre picioare, și nu toți soldații romani aveau apărător pe picioare, astfel încât această armă era rezultabilă împotriva tendamului. Noua urmură, fiindcă mânuirea acestor arme de două mâini implică o mobilitate foarte mare și armura nu prea îți permite să te miști repede. Vom vedea imediat că trecem la treabă. Mulțumesc! Avem și un arcaș. Arcaș cunoscut în antichitate drept arcaș foarte bun. S-a găsit o mulțime de vârfuri de săgeți în arheologia arcașilor. Apar și pe columnă numeroase reprezentări de arcași, cu siguranță că foloseau arcul recurs compozit, care era de inspirație asiatică, sigură probabil, și echipamentul lor probabil că era ușor, și colegul nostru are o sită, în cazul în care arcul nu ajută la nimic.